v-am găsit, dragi spectatori! Invitata mea de astăzi este doamna profesor universitar Brândușa Ștefănescu, o personalitate marcantă a științei dreptului, o persoană pe care eu o apreciez foarte mult și sunt tare încântată că astăzi ne-ați deschis ușa casei dumneavoastră și iată-ne aici, într-o casă așa de primitoare, doamna profesor. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți, dat fiind faptul că eu sunt într-o condiție specială. Nu sunt emoționată și totuși mă plâmbâi, eu nu prea pot să merg. Și vă mulțumesc încă o dată că ați acceptat dumneavoastră să veniți la mine. Îmi face plăcere să vă primesc, cu speranța că vom avea și succes cu emisiunea. Cu siguranță vom avea succes și este adevărat că acest interviu este așteptat, de ceva timp îl tot așteptăm și faptul că eu am oportunitatea să fiu astăzi aici și să vă cunosc personal este un lucru mare. Vă mulțumesc mult de tot. Doamna profesor, este o emisiune de poveste. Dumneavoastră sunteți cunoscută, un om al dreptului, al științei dreptului, cum am spus, da? Dar foarte puține sau puțină lume vă cunosc povestea de viață. Și timp de o oră chiar vreau să știm de unde vine Brândușa Ștefănescu. De unde sunteți de origine? De unde veniți? În primul rând că vin dintr-un alt secol. Da. Venind dintr-un alt secol, sigur că da. Lumea nu are cum să cunoască chiar tot despre oamenii generației expirate, cum zic tinerii. M-am născut la Focșani în 1941, în septembrie. Da. Părinții mei fiind ambii focșaneni și cred că și bunicii și străbunicii. Ce să vă spun? Pot să vă spun foarte multe lucruri. Tatăl meu a fost ofițer, mama mea a fost profesoară, dar n-a mai putut profesa după ce m-am născut, pentru că m-am născut într-un moment de război. Da. Tatăl meu era pe front la momentul respectiv, când m-am născut. Și ulterior, fiind ofițer, a fost tot timpul mutat. În consecință, mama nu a mai putut profesa, s-a chinuit cu mine și mai apoi și cu fratele meu. Da. Mutându-ne de 1000 de ori, să vă spun că am stat un pic mai mult, acolo s-a născut fratele meu, la Pitești, apoi în multe alte orașe, dar iarăși mai mult prin voința părinților mei, la Sibiu. Ei convenind să nu se mai mute și mama cu totul, da. S-a sacrificat, tata și-a făcut mai mult sau mai puțin naveta, el fiind în continuare ofițer superior la momentul respectiv. Am rămas la Sibiu unde am făcut liceu și mai apoi am venit și am făcut facultatea de drept la București. La București. Dar Sibiul, o zonă frumoasă, care... Foarte frumoasă. Cred că ați avut un oraș minunat, frumoasă. Am avut o copilărie, da, foarte frumoasă în, da, general. Da. Am avut o familie foarte frumoasă, cu o atmosferă minunată. Sigur, nu sunt unicat, dar eu nu am auzit în familia mea nimic din ceea ce înseamnă limbajul modern. Da. Nu am auzit evocat sfinții din calendar altfel decât ca sărbători religioase. Știu că a fost o dramă în familie când, venind eu de la facultate în vacanță, tata era foarte supărat, pentru că mama i-a spus că e prost. Mi s-a părut aberant. Da. Și de unde era? Mama i-a spus că este o prostie să arunci asta. Și el a tras concluzia. Nu a existat la noi. Era o atmosferă caldă. Nu am avut bani mulți. Da. Chiar. Dar viața era totuși grea atunci, pentru că s-au depășit sărății. Știi ce se întâmplă? Așa. Mie nu-mi plac legendele care nu au suport. În 89 mai trăiau foști colegi și chiar comandanți în timp ai tatălui meu. Da. Pe ei am întrebat cum li s-a părut trecerea din 89 în 90 și celelalte. Și au spus că prințeseră și o altă epocă, că nu a fost trecerea din perioada anterbelică ulterior, în epoca care a luat sfârșit în 89, nu a fost la fel de grea
cum a fost trecerea acum din 90. Pentru că atunci am mai avut speranța că la un moment dat se pot impune prin cunoștințe și așa a fost. Pentru că a fost nevoie de oameni pregătiți și nu toți conducătorii dinainte de 89 au fost obtuzi. Unii au fost convinși că fără valori nu se poate, depăși. Nu se pot depăși anumite situații și deci au fost utilizați acești oameni pregătiți. Repet, oamenii pregătiți. Ceea ce nu s-a mai întâmplat după 90. După 90 a primat banul. Ei, nu toată lumea a avut bani dintre cei valoroși. Și atunci, ce să vă spun, a fost grea viața, sigur, dar toată lumea avea aceeași viață. Nu erau unii într-o ascensiune nemaipomenită financiară față de alții. Toată lumea se dea la coadă, toată lumea se scula foarte devreme ca să-și poată prinde un loc la coadă, dar n-am avut luna după cer. A fost o atmosferă minunată care a compensat tot. Se gândea Brândușa Ștefănescu, atunci copil fiind, că viața o va duce undeva așa de departe, așa de sus, astfel încât dumneavoastră să ajungeți un cadru universitar recunoscut, un judecător de înaltă curte la fel de cunoscut și cu o carieră de excepție. Ce? Înțeles că nu m-am gândit. Cum erați atunci, copil fiind? Am fost un copil adolescent normal, după aceea. Un copil care era dotat intelectual, spuneau cei din jur, căruia i s-a propus în clasa a treia să intre în clasa a șasea datorită cunoștințelor, mai ales de matematică. Mama mea s-a opus, fiind la rândul ei în antecedente profesoară și deci știința aprecieze dacă e bine sau nu pentru un copil să facă un asemenea pas. Am fost în continuare la Sibiu, la momentul respectiv, cea mai dintre cei mai, așa se zicea. Am terminat liceul cu diploma republicană, respectiv am avut numai nota 5, că noi am prins și notarea rusească. Și apoi nota 10. Am terminat un bacalaureat serios, dat pentru prima oară cu o comisie străină, cu 7 materii din 4 ani, pe care le-am luat cu 10. Și deci, erau niște așteptări. Ulterior, mi-am văzut de treabă. Cred că am fost o studentă bună. Dar v-ați gândit, clar v-ați gândit, pentru că îndreptându-vă către Facultatea de Drept... Nu m-am gândit. Nu v-ați gândit? Ce s-a spus să nu mai spun acest lucru. Dar vă spun din nou. Așa. Nu era vorba numai de morga de la momentul respectiv sau de moda de la momentul respectiv sau de înclinațiile tuturor tinerilor. Am câștigat nenumărate concursuri pe țară, nu știu ce, olimpiade. Eram o foarte bună matematiciană. Chiar o foarte bună matematiciană. Dar n-am vrut să fac decât teatru. Incredibil ce-mi spuneți. Da? Am și jucat la teatru din Sibiu. Și am sferit că ultimul meu coleg de scenă, ca să fiu eu mai puțin modestă, a fost Jimmy Besoiu, cu care am fost și prietenă. Am prins o generație nemaipomenită la teatru de stat din Sibiu, cu oameni de cultură, cu actor Sebastian Papaiani, să vă evoc nume cunoscute. Dina Mihalcea, care a ajuns dresoare de lei ulterior. Să nu intru în amănunte. Deci am vrut să fac teatru. Sigur că mama mea a fost nu împotriva, a fost oripilată. Tatăl meu mă aștepta, el era șeful catedrei speciale militare de la Politehnica din Iași în ultima perioadă. Mă aștepta la Politehnica la Iași și eu, supărată că nu pot să fac teatru, am tras la sorți. Tot ce exista era o broșură cu toate facultățile. Cu tot ce exista în broșură, mai puțin sport, că avusem deja un accident la picior și de aceea și acum am consecințele acelui accident. Cea mai mare greșeală, pentru că atunci când copilul vine la școală îmbrăcat
toți la fel, da, este tratat la fel cu toți ceilalți. Când începe să se instaureze dictatura banului și copilul vine diferit îmbrăcat, unul cu papucii rupți, pentru că nu are mama nimic, da, altceva, socială, da, da, cu un pantalon mai nenorocit eventual și altul după ultimul răcnet, doamna sau domnul știu că acel care e îmbrăcat după ultimul răcnet are și mijloace. Se face diferență. Și se va... Da, este și o chestiune involuntară, omenească până la urmă. Nu ar trebui să fie pentru educator, dar se întâmplă. Deci odată... Și ajungem la copii care nu știu să scrie. Chestiunea cu baccalaureatul nu e o poveste. Nu știu să scrie. Calculatorul e minunat. Internetul e nemaipomenit. Dar dacă îl folosești cum trebuie, ei știu să bată la calculator, dar nu știu să scriu un cuvânt. Este neplăcut. Nu pentru că am fost eu cadru universitar, dar... Nu, dar sunt un bun observator, dar veniți și spuneți... Se păstrează încă un nivel avansat în învățământul universitar, pentru că profesorul, mă vorbesc generic, universitar, știe că numai păstrarea în actualitatea științifică îi permite să evolueze. Și dacă se sacrifică să fie în învățământul universitar, trebuie să și învețe. E o chestiune. Și pentru că mă provocați. În 1990, eu am predat dreptul la Academia de Studii Economice. În 1990 s-a înființat la Academia de Studii Economice învățământul în limbă străină. Și pentru că se apela la cei care știau limba, eu am predat dreptul civil, așa era programa la momentul respectiv, la Facultatea cu Studii în Limbă Franceză. Am avut studenți foarte buni, sigur că am predat în limba franceză și am primit ulterior corespondență din Belgia, unde era o colaborare între ASE. Nu mai știu exact dată din Belgia sau chiar din Franța. În orice caz, am primit corespondența de la acest fost student care îmi spunea că trăiește foarte bine pentru că face meditații de matematică cu profesorul care preda acolo matematică și pentru că i s-a spus că nu mai e nevoie să vină să facă drept civil pentru că îl știa perfect. Am înțeles. De ce? Că noi, și nota bene, eu am predat dreptul civil cu o brăznicie bazându-mă pe cunoștințele mele din facultate. Deci, așa am învățat în facultate, încât am fost în măsură să le predau, astfel ca în Franța să nu fie nevoie. Sigur, la momentul respectiv, sistemul nostru de drept, inclusiv dreptul civil, era dreptul francez. Da, da. Că era codul napoleonic. Știu, da, da. Deci, așa, asta era starea învățământului atunci. Ei, acum nu știu dacă mai e la fel. Dar dumneavoastră a spus un lucru foarte important și recunosc că nu știam că... În 90, domnul Șora a fost el este cel care a scos uniformele. N-am știut. Era ministru, adică el. Da, era ministru învățământului. În fruntea ministerului. Dar sistemul per ansamblu, metoda de predare, se aseamănă acum, ce se întâmplă acum, cu ce a fost, eu de fapt unde vreau să ajung? La nu discutăm despre online, da? Nu vorbim de online. Prin comparație, sistemul educațional de astăzi poate fi comparat în vreun fel sau altul? Eu nu mă pot pronunța în legătură cu învățământul preuniversitar, pentru că n-am lucrat niciodată în învățământ preuniversitar. Mă raportez la ceea ce făceau nepoții mei pe care i-am crescut când au fost foarte mici sau când au făcut școala la mine. Se învăța mult mai mult. Și erau profesori foarte buni. Aici vreau să ajung. Foarte, oare bun, omul... foarte bine pregătiți. Da. E, astăzi când... Și metoda de predare, iarăși. Dacă cu se metoda păstrează... de predare, cred că era adecvată, dar eu n-am fost pe viu să văd care este metoda de predare. Eu am avut numai reverberația acesteia. Dar astăzi când nu ai cadre preuniversitare, le scoți la concurs posturi, și îi angajez cu nota 4. Ce să mai vorbim? Nu putem aștepta. Nu putem. Eu nu contez că există și profesori foarte buni. Apropo, la Focșani. Da. Știu pe cineva care a repetat
tot ce s-a făcut online anul trecut, în vară, deci fără să fie nicio dispoziție, sau sâmbăta și duminica, fără să perceapă niciun fel de onorariu, numai că a realizat că trebuie să-i ajute pe copii să aibă un anumit nivel de pregătire. Deci există și astfel de cadre didactice. Îmi spunea cineva care, chiar în condițiile învățământului online, că la... aici pot să spun Gheorghe Lazar, sunt oameni care sunt extrem de dedicați și care depun niște eforturi fantastice pentru ca elevul să aibă la dispoziție tot ce se poate pentru o pregătire corectă. Deci există. Poate că înseamnă o revigorare, poate că oamenii s-au trezit, poate că există liceele acestea consacrate unde s-a făcut o selecție a cadrelor. Eu nu poate. Eu nu mă pot pronunța decât formulând prezumții, pentru că nu am vrut pur și simplu să vă cunosc punctul de vedere. Întorcându-ne din nou în devenirea dumneavoastră, doamna profesor, am ajuns în zona universității, da? Ați intrat la Facultatea de Drept în București. Trebuie să mai spun ceva. Am intrat la Facultatea de Drept, a fost din fericire ultima serie care a dat examene ciudate. Adică locurile erau repartizate, centralizat, pe centre universitare. Și orașele țării erau repartizate tot pe centre universitare. Eu ar fi trebuit să dau, poate cu un succes mai mare, nu știu, nu mai mare, că nu se putea, dau admitere la Cluj, că era Sibiu repartizat. De fapt, nu Sibiu, era, noi țineam de regiunea Stalin și mai apoi de regiunea Brașov. La momentul respectiv, Brașov era la Sibiu. Eu am vrut să dau la București. Fapt pentru care... Ați reușit? Cum ați reușit în cazul acesta? Păi ce puteai să duci unde vrei, dar era riscul tău. Eu am dat la București, fiind 34 pe un loc. Pentru că am fost numai 4 locuri care au fost pentru Brașov posibile. Am avut colegi, oameni foarte buni de altfel, care au dat la... Era regiunea Dobrogea atunci, unde au rămas locuri neocupate. Eu am avut de la Constanța 18 colegi. De ce? Pentru că așa fusese afectată Dobrogea Bucureștiului. Deci, din fericire a fost ultimul an. De-aia am învățat așa mult. Iar în facultate am avut o șansă foarte mare. Contează să ai noroc, nu? Sunteți un om norocos, așa? Nu. Nu? Nu. N-am câștigat din păcat un loz din ăla de 3 lei care erau. Dar ați avut șansă suficient de multă, nu? Da, am avut șansă mare. Așa. Am avut niște profesori extraordinari. Da. Extraordinari. De la care am învățat carte în cel mai bun sens. Să-l ai pe profesorul Traian Ionașcu la civil. Traian Ionașcu care să-ți dea nota 10 plus la examen pentru că nu mai erau bilele de diferite culori și așa. Eu așa vreau. Eu spunând, domn profesor, vă rog frumos, mă jenam. Mă înveți cum să dau? Nu, dar nu e singur. Am avut niște profesori extraordinari. Zeno Oprea, care a reușit să facă un curs inteligibil, era de fapt o formă a civilului din cursul cooperatist agricol, se numea atunci. Și care se ducea pe teren și mi-aduc aminte, că toți suntem la povești, la examen, eu mai lipseam de la cursuri, că mai aveam și alte activități. Și luam notițele unui coleg. Luam, de fapt, notițele a doi colegi. Una care scrie absolut tot și unul care lua notițe ceva mai... Din păcate, niciunul, nici altul nu mai există astăzi. Plecați într-o lume, zice, mai bună. Unul care lua notițe inteligente. Ăsta care lua notițe inteligente a scris exemplu cu calul. Colega care scria tot, exemplu cu calul alb. Și mie mi-a căzut subrogația. Cu fondurile cooperative, nu știu ce. Problema era că o cooperativă avea un cal alb și a murit calul și contravaloarea calului se subroga acestuia și intra în fondul respectiv. De momentul acela, calul era mijlofix. Dar era altă chestiune. Eu am dat exemplu cu oaie. Tot așa era. Și profesorul n-am să-l înceată, zicea, da, dar știți, noi, zic, domnule, iertați-mă,
exemplu cu calul alb. Dacă nu ziceam și alb, l-am convins. Am înțeles. Zice, dar a fost un curs minunat. Da. Eu am făcut cursuri cu profesorul Stătescu. Da. Cine nu știe. Și nu numai. L-am avut la penal pe Mițu, la procedură penal pe Mițu Cahane, la procedură civilă l-am avut pe Ilie Stoenescu, care spunea că nu ești un jurist complet dacă nu faci și instanță. Dar ați avut oportunitatea sau șansa să mergeți, să faceți și practică? Da, nu, deci era oportunitate, nu era obligativitate. Era obligativitate atunci. În anul întâi, după anul întâi, sau în vacanța după anul întâi, făceam practică la administrațiile centrale. Da. La direcția tutelară, cum era autoritatea tutelară, etc. Da, foarte în anul al doilea am făcut o perioadă, am făcut citațiile și după aceea am făcut la procuratură. Și am fost pe teren. Da. La cercetarea locului faptei. Multe, multe. Mi-aduc aminte ce acum. Medicină legală? Am făcut și medicină legală. Da. Medicină legală aveam laborator. Da. Trebuie să vă povestesc. Mă gândesc. Nu ne ajunge oră. Mi-am adus aminte de ceva, pentru că tot am zis. Da. La penal. Am făcut practică la procuratură cu un procuror minunat, care se numea Pichi Balmez. După aceea, când s-a pensionat, a scris o carte de bucate foarte reușită. Incredibil. Și sigur, eram mulți. Sâmbăta dimineață ne adunam cu toții. Și a fost în perioada aceea un viol. În esență, era o familie care avea un singur pat și dormea mama, fata, mama, concubinul mamei, fata și bunica. Mama lucrea și noaptea. Când era mama absentă, concubinul mamei avea grijă de fată, în mod special. Și arestat, viol, etc. Băieții, drebedei, când a fost chemat să fie pus sub învinuire, să se prezinte probele, o cheamă unul dintre băieți, nici el nu mai există, săracul, nici trei ani nu mai există, amândoi, o cheamă pe mama fetei și zice, dragă, vrei să faci de niște bani? Da. Uite, să-i spui, când te-a întrebat domnul procuror dacă mai vrei ceva, să spui că te constitui parte civilă. Pentru ce? De câte ori aveai pe noapte contact sexual cu soțul dumitale? De trei ori. Și instrumentul era lung, mai puțin, și asta zice, păi știu eu, vreo 12 cm. Și repede zice, să spui că te constitui parte civilă pentru 1,45 m. Da. Domnule, Pichi Balmez era mic de statură și sigur stătea la birou. Înculpatul și cu mama, cu toate aia. Și mai vreți ceva? Da, domnul procuror. Ce? Mă consider parte civilă. Știi ce e aia parte civilă? Da. Pentru ce? Și spune. Să se ridică Pichi Balmez. Deci, măgari, nu ieșiți afară. M-a marcat tot timpul chestia asta. Incredibil ce poveste, da. Da. Au trecut cei 4 ani și dumneavoastră... Cei 5 ani, când fac parte din generația deșteaptă. De 5. Așa este, am făcut, corect. Sunt prima, nu se vede că sunt deșteaptă. Am făcut 11 ani de liceu, exact, prima serie cu 11 ani la liceu și prima serie cu 5 ani la facultate. Cum era atunci? Tot... Era gimnaziu la clasa 7-a, dădeai admitere în liceu, deci clasa la 7-a. Clasa 8-a și era examen foarte dur. Da. O să spun și despre aia multe. Da. Tot așa cu origine socială. Știu că am avut o invitată pe Mihaela Miroiu și tot așa... Da. Cea de la SNSPA? Da. Și i-am luat un interviu e mai tânăr și... Decât este, mine. Da, știu. Dar tot așa a prins anumite treceri și mi spunea... Iar de-aia am făcut matematică. Pentru că... A, știu, dumneavoastră. Chiar da. În clasa 11 am făcut matematică superioară. Da. Calcul integral și diferențial. Minte și acum, da. A terminat facultatea și... Am făcut 5 ani. Da, și la momentul și ne-am căsătorit în anul 5, pentru că trebuia să fim... Cronologic. Când ați cunoscut pe soțul dumneavoastră? Am fost colegi de grupă. Deci ați fost colegi încă din facultate. Da. Ne-am cunoscut așteptând rezultatul la admitere. Da. A început facultatea la 1 septembrie și rezultatul, pentru că tot trebuia să facă trierea pe 4 locuri la Brașov, pe 4 nu știu de care, împărțită, da. Pe 15 septembrie.
când 15 septembrie, când ați împlinat o vârstă. Da, da. Ca mă rog, vedeți. Nu asta era important, era important nu, că n-aveam putut să mă îmbrac la facultate, deci a trebuit să mă duc acasă. Dar în sfârșit, timp în care așteptând, jucam dimineața țintar. Eram copii proști? Nu-mi dau seama. Ce-i țintarul? Da. Ce-i țintarul? Cum se spune? Țintar se spune. Dame? Bine. Ceva de genul ăsta era. Ăla se făcea făceam pe țărână jos. Trebuia să facem ceva. Da. Și pentru că eram copii proști și cu emoții, veneam dimineața la ora 6 și plecam noaptea la ora 11, 12, în speranța că se afișează. Și să știi că s-au afișat la 12:30 noaptea, pe 15, rezultatele. Și așa ne-am cunoscut. Jucând țintar. După aceea s-a întâmplat să fim colegi de grupă și în anul 5 ne-am căsătorit pentru că vroiam să fim repartizați împreună. Eu fiind provincială, eu n-aveam el era bucureștean. Vroiam să rămânem în București față de ceea ce ne propusesem să facem. Și a trebuit să ne căsătorim. Ne-am căsătorit în aprilie și am dat licența în iunie și repartizare. Și licență serioasă. Am făcut 5 ani. 5 ani, da. 4 ani și jumătate curs și după aceea pregătirea licenței. Și când v-am întrebat, locuiați la cămin sau stăteați în gazdă? Nu. Până să eu am stat vă căsătoriți. Eu sunt o persoană bolnavă din copilărie, bolnavă de inimă. Așa a fost să fie. Da. N-a suferit nimeni din cauza asta, numai eu. Și am stat inițial la cămin. Da. N-am putut suporta căminul pentru că scandalul începea dimineața la 6 și se termina noaptea la 12. Cu deșteptarea, da. Nu, toată, alt regim. Eram patru. Am avut colege foarte bune. Dar ca să pot să mă spăl, mă duceam foarte devreme. Eu nu am auzit în viața mea ceea ce am auzit la spălătorul fetelor la momentul respectiv. Primind o educație. Așa s-a întâmplat. Da. Și n-ați rezistat și atunci părinții v-au mutat la... Nu, am stat la o mătușă de-a mea. Deci a stat la o mătușă. Care... Nu avea un confort deosebit, dar ei au fost foarte drăguți și am stat la ei până am terminat facultatea. Am înțeles. Soțul meu era bucureștean, stăteam în București, evident. Am înțeles. Și v-ați căsătorit și v-ați mutat... La cămin. Nu. Am înțeles. Sau cum a fost? Ne-am mutat la cămin, că numai acolo... Întâi am stat într-o cameră mobilată. După care, soțul meu, lucrând la Centrul Universitar București, studențesc, a primit posibilitatea să stea în cămin. N-am stat la cămin la Grozăvești? La Grozăvești. La Grozăvești, da. Unde am stat foarte bine pentru că îl cunoșteam, domnule. Da. Ca să ai un ban în plus, făceam meditații. Da. Meditații cu cei care făceau la fără frecvență. Și sigur că au promovat și constatând că eu i-am învățat carte serios, s-au revanșat când am ajuns în cămin, mi-au creat posibilitatea să stau mai bine. În sensul că aveam o cameră. Și luasem și grupul gospodăresc. Da, bucătăria. Da. Bucătăria. Și am pus la intrare și a stat foarte bine. Până când a venit Ceaușescu în vizită în cămin, a văzut că stăm... L-ați, adică a venit și l-ați văzut... Da, a constatat că stau cadre didactice în cămin și a dat dispoziții ca a doua zi să primească locuință. Și am primit un... Eram toți în același bloc. În drumul Murgului, adică în Titan. Deci un om imediat de Ceaușescu, cum era atunci, a constatat, a sesizat și a doua zi ce neajunsuri și ce probleme și... Că sunt cadre didactice în cămin și a doua zi am primit fără discuție. Garsonieră. Ce a avut bun? A avut... Sărim așa de la una la alta, dar m-ați făcut curioasă. Omul acesta a avut ceva... Acest om... Cum a fost? Cum l-ați perceput? Este, și acum am văzut o prostie, spune-mi așa. Era un om de o inteligență remarcabilă, nativă. El de profesie... El a fost cizmar. Cizmar, ce știm, da. De o inteligență remarcabilă. Este un om care și-a făcut studii spre deosebire de alții. Eu fiind curioasă, lucrând la Academia de Studii Economice, eu am citit lucrarea lui de licență făcută de el. Deci de el, fără nicio discuție. Și la momentul respectiv am cunoscut pe cei care au fost în comisia lui de licență. Secretarul comisiei era chiar amici
și mi-a spus cu mâna pe suflet că lucrurile au fost foarte serioase și că a pus în dificultate el pe membrii comisiei prin... El, lucrarea a fost despre industrializarea României. Probabil ceea ce era, și plăcea. Adică a participat, da. Dar foarte serioasă lucrarea, foarte serioasă. Mă bucur că v-am întrebat, în plus, chiar nu știam. Multe lucruri nu se știu. Da. În plus, era profesor Stătescu la Consiliul de Stat. Și l-a chemat Ceaușescu și l-a întrebat în cât timp îl învață drept. I-a spus că cel puțin în 3 ani și a zis nu, eu n-am la dispoziție decât un an jumate. Și a făcut meditații cu profesorul Stătescu. Doamna profesor, de drept. Chiar așa vorbesc foarte serios. Da. Este o carte scrisă de... Nu știu dacă era femeie de servici sau dacă este bucătărea, s-a fost la ei în casă. Și asta spune... Povestește cum pregătea camera când veneau profesorii. Deci nu a fost numai profesorul Stătescu. Și nu știu dacă profesorul Stătescu a fost la ei acasă. Nu cunoscută. Nu știu dar, cineva. Dar da. S-a pregătit foarte serios. Asta în comparație cu soția e real? Sau cum a fost cu doamna Elena Ceaușescu, academician, doctor, mi-aduc, uite, și până și asta mi-aduc aminte din copilăria mea. Dragă, se spunea la televizor. Eu știți n-am așa cunoscut-o direct. Mă gândesc la adevărul istoric. Adevăr. Da. Am întâlnit-o o singură dată, pe viu. Am participat într-o delegație a României la Conferința Mondială pentru Anul Internațional al Femeii, care a avut loc la Ciudad de Mexico. Da. Conferință ONU. Și ne-a primit Ceaușescu să ne... Cum s-a cu toate? Eu eram cea mai puțin importantă. Atunci am stat lângă ea și am cunoscut-o. Sub acest aspect. Da, da. Nu făcea altceva decât să lângâne pe bărbatul, să spună terminațiile. Nu a făcut același efort ca soțul ei, dar nu e nimic adevărat din ce se spune, că i-ar fi plăcut sexul tare. Nu? E o aberație. A fost o soție extraordinară și a fost o mamă extraordinară, care extraordinară. Eu de spus dacă e extraordinară din unghiul de vedere al copiilor. Da, da. Care și-au urmărit copilul, da. Dar nu pentru a-l urmări să nu-l lase să facă anumite lucruri, ci pentru a-l feri de răutatea lumii care s-a motivat. Da, 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 da. Nu neapărat al protejat, al feri. Am spus bine ce am spus. Că de protejat îl protejau cei de la securitate, care nu lăsa să respire. Dar spun că așa s-a întâmplat. Nu trebuie exagerat nimica. Am înțeles. Am făcut o paranteză pentru că mi-a atras atenția. Dar ce a spus, că datorită de doctorat, prezenței lui acolo. Trebuie întrebat, nu mai poți întreba nici pe unul, nici pe altul. Cristofor Simionescu i-a fost sprijinul numărul 1 în lucrarea de doctorat și profesorul Ursu, care era președinte. Mă rog, care... Da. Din curiozitate v-am întrebat, pentru că trăind și eu în comunism, nu spun am conștientizat niște lucruri foarte... Nu-mi plac lucrurile urâte. Dar uite, faptul că a venit în cămin unde dumneavoastră locuiați atunci și a luat atitudine, venea peste tot. A ajutat tinerii studenți din acele vremi. Și pe studenți și pe cei care locuiau, da. Oameni care terminaseră facultatea și n-aveau unde să ducă. Pentru că nu puteai să ai bani să cumpere prin... Era ICVL-ul atunci, puteai să faci, da. Cu ce bani? Mergând mai departe în povestea de viață, doamna profesor, cum ați ales sau de ce ați ales catedra universitară? De ce v-ați dus către... și nu v-ați dus imediat către... Nu știu, să deveniți judecător? Sau cum, care a fost... Cum a fost cursul... Plăcut foarte mult știința dreptului. Da. Și mi-am dorit foarte mult să fiu la catedră. Când am terminat noi facultatea, soțul meu a fost repartizat la Ministerul de Externe, dar el fusese prerepartizat, pentru că era o anumită selecție la Ministerul de Externe, iar eu am intrat prima la repartiție. Și intrând prima la repartiție, el oricum intra înaintea mea, el era Ștefănescu, eram Bartolomei și intram pe numele de domnișoară. De domnișoară, da.
Singurul loc, nu erau locuri în învățământ, pentru că se blocaseră chipurile, nu știu dacă așa a fost, și am ales Institutul de Cercetări Juridice. Și noroc că l-am ales, și noroc că m-am primit, pentru că acolo am învățat cu adevărat carte. Da. Facultatea m-a învățat cum să citesc și de unde să citesc. Dar cartea am învățat cu adevărat la Institutul de Cercetări Juridice, unde am stat 7 ani, printre niște din 1965 până 1972. Am CV-ul dumneavoastră aici și m-am uitat cu mare atenție și mi-a plăcut. Cronologic, luând ascensiunea dumneavoastră, este culminată. Dar, ceva fabulos. Datorez. Nemaipomenit. Eu vreau să spun că sunt un om datornic. Am două, nu știu, trăsături. Sunt unul dintre cei mai bogați dascăli universitari. Și simt eu că sunt și una dintre cei mai mari datornici, unul dintre cei mai mari datornici. Sunt unul dintre cei mai bogați dascăli universitari datorită studenților mei. Când la vârsta de 80 de ani te sună studenți de acum 40 de ani care nu mai pot cere nimic de la tine, un sfat de viață poate, ca să spună că sunt bunici la rândul lor, și numai de plăcerea de a te auzi, în condițiile în care dreptul era o materie secundară. Corect, în programa de învățământ a Academiei de Studii Economice, înseamnă că ești foarte bogat. Da, înseamnă că v-au iubit foarte mult. Și sunt foarte datornic sau cea mai datornică, pentru că am datorii imense față de familia mea, care mi-a fost tot timpul alături, față de cei de la care am învățat carte, profesorii din facultate, față de profesorii și colegii din institut, față de studenții mei care nu m-au iertat niciodată, ci să știți că studentul nu te întreabă niciodată ce știi, ci acolo unde îl simte imediat, unde ești puțin fisurat. Și datorită acestui lucru, eu am citit imens de mult, ca să nu mă fac de râs în fața studenților. A spus pe primul loc întotdeauna, deci sigur. M-am străduit. Un profesor, clar. Un profesor este obligat să înveți. Are în sânge, trebuie să aibă în sânge lucrul acesta. Dar dumneavoastră a spus un lucru mare, am făcut-o pentru elevii mei, pentru studenții mei, n-ați făcut-o pentru dumneavoastră. Nu mi-am dorit să am funcții. Începând cu clasa a doua, când citindu-se premiile, sigur avea și numele înaintea mea, ar fi fost ridicat pe scenă un băiat care nu era cel mai bun, eu fiind cea mai bună, dar eu eram, spuneam despre mine că sunt ocoșă la Sibiu, cam o varză, ca mama îmi punea un moț mare și am sarmale. M-am urcat prima pe scenă și învățătorul a zis, Brândușa, știi? Știu, dar eu sunt cea mai bună. Așa că, începând de atunci, n-am mai avut niciun fel de asemenea pasiuni pentru a fi cea mai bună. Cea mai bună am vrut să fiu întotdeauna, că am fost foarte ambițioasă. Dar să fiu important. Plecată de să-ți dorești, munca mea. Da. Mi-am dorit întotdeauna. Mă uitam așa, ca să trec așa, să trec fugitiv, aș putea spune, prin CV-ul dumneavoastră. Am spus, în 1965, din 1965 până 1972, cercetător științific la Institutul Cercetări Juridice al Academiei Române, 1972-2011, cadru didactic universitar în paralel, la, la Academia de Științe Economice. Din 2000, din 2011, profesor eminent al Academiei emerit, de Studii. Emerit. Mi-a pus ochelarii, emerit la Academia de Studii Economice București. Mă grăbesc și de asta încerc am să trec fugitiv. 1992-2004, profesor la Institutul Național de Dezvoltare Economică. Din 1995-2004, cadru didactic asociat la Centrul European Științe Juridice de pe lângă Facultatea de Drept. Da, era cu lipă de predare franceză. Da. Ce mai văd eu aici? Inclusiv titularea disciplinei de drept al afacerilor, așa.
trecând... Am fost sunt și formator foarte, la... foarte multe. Da, văzusem la Institutul Național al Magistraturii 2004 până în 2011. În 2004 am devenit judecător, dar mi-am păstrat activitatea didactică. Da, da, da. O să ajungem aici, că vreau să cunoaștem puțin povestea cum a început. Și tot așa, din 1974, arbitru la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Camera de Comerț și Industrie al Uniunii și astăzi, pe... Și lista poate continua, ce văd aici, până în 2005, după care aș trece rapid prin recunoașterea științifică, pentru că dumneavoastră deveniți, de fapt, în 2009, dacă e, sau prin în perioada aceea, doctor honoris causa, da, ați, la Universitatea Valahia. Da, Valahia. Da, și tot așa, tot foarte multe premii, doamna. Altceva vreau să vă spun dintre premii. Foarte astea multe premii, experiențe. Premii ale juriștilor, premii de excelență, o viață premii de toată viața, da, nu știu ce. Da, între premiile astea, un premiu m-a onorat extraordinar de mult. Așa. Este un premiu pe care am primit în 2009 de la AFER, de la Asociația Facultăților Economice din România. Și de ce m-a onorat? Pentru că a fost premiu pentru contribuția la dezvoltarea învățământului economic. Ce frumos. M-am ocupat de acest învățământ economic. Am avut foarte mulți studenți. Mulți dintre miniștrii din guvernele anterioare mi-au fost studenți. Vosganian mi-a fost student. Și a fost un student excepțional. Și mulți alții. N-are sens. Trei sferturi mi-au fost studenți. Dar m-a onorat foarte mult pentru că realmente m-am străduit pentru o perioadă să așez curricula de învățământ, planul de învățământ al facultăților economice, așa cum trebuie. Și am avut și noroc, în sensul că, având foarte mulți studenți, și eu, ceea ce nu v-am spus, sunt un profesor umblat, eu am predat și la Cluj, pentru că așa a fost, am locuit la Zalău și am predat la Cluj o perioadă. Și, mă rog, n-are importanță și la drept și la economic și la așa mai departe. Dar revenind la acest premiu, am reușit să așez un plan pentru studenți și nu pentru profesori. Cu un ton mai puțin civilizat sau mai puțin... V-ați impus, ați reușit. Da. Amabil, cu... spui prostii pentru că n-ai învățat drept. Da. Și am plecat din învățământul economic, lăsând 27 de discipline juridice în planul de învățământ, în planurile de la masterate sau de la studii post-universitare. Și acum mai sunt 4. Dar asta e altceva. Acum avem facultate de drept la ASE și sunt foarte fericită că am făcut-o. Lucrurile acestea rămân și sunt recunoscute. Pentru asta noi vă mulțumim, eu și probabil toți cei care ne privesc, respectatorii noștri, pentru că, cum se spune, ce lași în urma ta, cred că e cel mai important. Ce construiești și poate lași în urma ta. Spun eu. Există practica de a te întâlni cu foștii studenți și când puteam să ies din casă și să mă întâlnesc, am avut o bucurie la un moment dat când au venit foști studenți economiști să mulțumească în mod special pentru disciplina care a făcut-o cu mine, pentru că le-a asigurat posibilitatea să intre în anumite domenii de activitate care le-ar fi fost poate ocultate, tocmai pentru că nu aveau acele cunoștințe. Și mi-am aduc aminte de o fată care m-a sunat, era la Dallas, să mulțumească că a făcut un curs post-universitar cu mine, spre rușinea mea, nu mi-am adus aminte de ea. A spus cum o cheamă, bineînțeles, dar nu mi-am adus aminte de ea. Important era că ea a reținut și... Mulțumindu-mi pentru că a făcut cursul post-universitar cu mine, că acest curs post-universitar i-a asigurat posibilitatea de a acceda la un anumit job. Da, pentru că era un nume și sunteți un nume. Și pentru că învățase carte. Și învățase carte. Că nu am făcut rabat niciodată. N-am dat nimănui un punct în plus dacă n-a avut, nu l-a meritat. Vreau să ne povestiți o întâmplare. Sunteți și ați fost un conducător de doctorat. Da. Da. Și au trecut din mâna dumneavoastră foarte multe personalități, printre altele. Da. Vă aduceți aminte așa o situație, un caz care v-a marcat, v-a impresionat așa? Mi-aduc aminte multe lucruri. Întâi și întâi mi-aduc aminte de ceea ce mi-au spus studenții, foștii mei doctoranți, la telefon. Da. Unul dintre ei, doamnă, v-am iubit și nu v-am iubit când am făcut doctoratul, că eram foarte rea.
hai să zic, elegant, exigent. Dar vă iubesc acum, zic, dar ce-ai pățit? Datorită dumneavoastră. Toată lumea se vaită cu plagiatul. Păi noi n-am putut plagia o virgulă de fiecare dată. Și mi-aduc aminte de o fată care, o fată foarte bună de altfel, care a vrut să facă doctoratul cu mine, pe care am atenționat-o să nu-l facă, nici nu l-a terminat, și care, făcând teza, care nu justifica teza, nu era o teză de doctorat, i-am spus, dragă, nu mai copia, că nu se poate. E, și văzând că nu merge să copieze după o doctrină românească, s-a dus la niște reviste rusești. Și am zis, măi, nu mai lasă și alea de rusești, că nu merge. Cum le-a citit și pe astea? Zic, nu se poate dacă eu sunt conducător de doctorat. Nu se poate să nu cunosc domeniul respectiv. A, că tu vii cu un articol pe care îl citezi, se poate să nu fie. E, mi-aduc aminte de un judecător care, din păcate, a avut o involuție, nu mai pomeni, cred că și acum mai este în închisoare, pentru corupție. A venit la noi și trebuia să dea un examen de drept al Uniunii Europene, când el credea că are examenul pe 10 și l-a avut pe 9. Și a zis că dacă avea o zi în plus, el ar fi luat examenul. Și am zis, cum? Și a venit cu cărticica așa. De ce ți-a spus că eu dau examenul pe cărticica asta? Eu v-am spus după să aia avea 400 ceva de pagini. Păi știi, nu. A picat liniștit, a renunțat. Am avut și senatori care au picat, dar am avut și miniștrii care au luat examenul. Și care s-au prezentat foarte frumos. Da. Foarte frumos. Atât de frumos s-au prezentat și atât de corectă conduită a fost, încât după ce au venit, că au dat și niște referate, au susținut și au dat niște examene. După ce a dat un examen, cineva din comisie zice, mă, ce seamănă asta cu ministrul justiției? Era chiar ministrul justiției. Da. Și a făcut o lucrare foarte bună despre contractul internațional de forfetare. Nu se prea cunoaște. M-am străduit ca doctoranții mei să aibă elementul de originalitate asigurat prin titlul tezei. Da. Nu a existat o teză de două ori sau un titlu de două ori. Așa a fost să fie. Cum a fost viața dumneavoastră? Am rămas așa într-un punct, și dar o să mergem așa pe repede înainte. V-ați căsătorit cu omul care... Da. Care a trăit alături 55 de ani. Dacă Pronia Cerească ar fi vrut, făceam în 24 aprilie 55 de ani de căsătorie. Și l-am murit la 13 martie. Da. Și așa a fost să fie. Am făcut cununia religioasă când ne-am căsătorit în casă, pentru că nașul era ofițer și nu putea să apară. Da. Deci, într-un, nici n-aveam mijloace, cred că am fost familia și nici familia toată, în orice caz, mai mult de 15 persoane, n-am fost, că nu se putea. Nu se putea, că n-aveam cu ce. Da, da. 25 de ani i-am împlinit în 90. Noi ne-am căsătorit în 1965. În 90 nu ne ardea de cununie. Da, să respectați acele... De ani, da. Pentru că așa a fost situația. Da. 50 de ani am făcut când soțul meu eram în spital, când a făcut a doua operație de cancer la colon. Și am zis, sărbăm 55. Și am sărbat. Așa a fost viața. Dar am avut o viață frumoasă. Am avut șansa ca soțul meu să fie și el jurist și în ultimii 30 de ani profesor universitar, cu o înclinație deosebită pentru cercetare. Da. Este omul în care m-am certat. Pe latura muncii, da. Foarte mult. Da. Dreptul muncii, el s-a ocupat de dreptul muncii. Da. Eu am avut o altă specialitate, da, cu totul alta. Da. Lucram la această masă, că dincolo nu puteam intra, da, din cauza hârtiilor. Deoparte el, deoparte eu. Și zicea de fiecare dată, stai să spun ce ție, că te interesează. Zic că nu mă interesa. Dar noroc că mi-a spus că asta m-a salvat dreptul muncii al lui când dădea el examenul, paranteză, da, când dădea examenul de doctorat, stăteam în altă parte, casă care a căzut, apartament care a căzut la cutremur, la cutremurul din 77. Am ieșit prin peretele de vecini, că pe scară nu se putea, în sfârșit, da, nu vreau să te aduc aminte, dar, și să vă rețin, da, foarte, da, mult. Da.
dar faptul că el mă tot ținea la curent cu ce învață el, m-a ajutat la Moscova, unde lucram la Caier, unde a fost a doua chestiune. Primul șoc a fost când am constatat că nu știu limba rusă juridică. Așa, cum a fost noi plecam. A spus că veți povesti. Noi plecam... Se întâmpla cam în ce an? În 70. Deci după 70. Am început. Da. Pentru că la institut se făceau grupele de... Aveau nevoie și de oameni care știau carte propriu-zise. Erau grupe de specialiști. Nu ne ocupam de nimic altceva. Și comanda venea de la comisie, era o comisie guvernamentală. Mi se dădea materialul tradus. Și a venit comandă la institutul. Eu eram la sectorul de drept internațional public și privat. Și a venit la noi comanda să scriem un material, că noi ne făceam mandatul, despre regimul de lucru al funcționarilor internaționali. Nu puteai să scrii nimica, pentru că România era parte, era membru al Organizației Națiunilor Unite și la nivelul Organizației Națiunilor Unite era un regulament al funcționarilor internaționali. Da. Nu aveai ce să scrii din organizațiile interstatale. Am trimis materialul și am sesizat această chestiune la Ministerul de Externe, care ne controla. Asta e comanda, asta faceți. Și am ajuns cu această comandă la Moscova. Deci a trebuit să mergeți acolo. Bineînțeles. Și eram în comisie, în această delegație, pe lângă translator, 5 specialiști în drept internațional public. Da. Și am constatat că, de fapt, este vorba de drept privat. Că e vorba de regimul de lucru al lucrătorilor în societățile comerciale ale statelor membre ca el. Cu totul și cu tot altceva. Noi și cu ungurii n-am înțeles despre ce e vorba, pentru că nu era traductibil. A provenit totul dintr-o traducere, pentru că în limba rusă există doi termeni. Международные экономические организации pentru organizațiile economice interstatale și международные хозяйственные организации pentru societățile comerciale. Nu erau societăți comerciale numite, dar pentru cele care aveau gestiune economică proprie de fapt societăți comerciale. Și translatoarea, care era absolventă de filologie, a zis economice. Da. Economice, noi ne-am ocupat de funcționarii internaționali. De la acel moment, în noaptea aceea, ce a făcut soțul meu, a devenit convenție internațională că noi trebuia să depunem un proiect. Am stat toată noaptea și am făcut proiectul pe cunoștințele comunicate de Caierul. Avea niște reguli foarte ciudate. Nu puteai să iei legătura cu țara, iar la reprezentanță numai specialiști nu erau. Sau au ei de fel de lucruri, dar nu de asta. Deci, fiecare cu ce a știut. Și ce am știut eu atunci, de la soțul meu, a devenit convenție internațională. Da. Nu știu dacă ceilalți știau mai puțin decât mine, dar în orice caz a fost perfect. Și de atunci am zis că nu mai plec dacă nu cunosc foarte bine limba. Fapt pentru care nu m-am dus niciodată într-o țară de limbă engleză, pentru că eu știu engleză, dar nu nuanțele, nu pot să mă fac înțeleasă pe nuanțe. Da. Pot să lucrez în limba engleză, nu pot să vorbesc cu nuanțe. Și nu m-am dus din această cauză. Și am învățat limba juridică, rusea terminologia juridică, astfel cât mă sunau de la această comisie guvernamentală. Ca să le traduceți. Cum se spune la? Da, da. Lacună, capacitate de folosință, capacitate de exercițiu. Erau instituții de diferite. Hai să nu mai intrăm în amănunte, că v-am spus că nu pot într-o lume. Ați fost îndrăgostită de dreptul comerțului internațional. Da. Și ați predat din 1972. Predat din 1972, dacă am nu, trebuie să vă spun despre ce e vorba cu acest drept al dacă asta vă întrebi, de ce ați ales dreptul comerțului internațional? O secțiune specială. Eu am terminat facultatea în 1965. Da. Și mi-am făcut doctoratul în drept internațional public. La momentul acela, de fapt în 1964, la nivelul UNCTAD, conferința Comisia ONU pentru dreptul comercial, pentru comerț și dezvoltare era UNCTAD. Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. În 1964, la nivelul UNCTAD, s-a pus problema dreptului comerțului internațional.
și se discuta foarte serios despre definiția dreptului comerțului internațional, cu discuții teoretice foarte serioase, dacă intră și public și privat și așa mai departe. Da. În 1966, când eram deja la institut, s-a înființat un CITRALU, Comisia Națiunilor Unite pentru Drept Comercial Internațional. Cu mie nu mi-au plăcut niciodată căile bătute, m-am dus la dreptul comerțului internațional și m-am ocupat de dreptul comerțului internațional și am scris pe dreptul comerțului internațional. După cum, hai să vă povestesc. Îmi pare rău că nu avem o carte aici, nu ne-am gândit, doamna profesor, cu toate că dacă ne uităm în jurul nostru... Tratatul de drept al comerțului internațional, toată lumea știe că a fost singur. Nu e numai asta. Am avut onoarea să-l scriu împreună cu regretatul profesor Octavian Căpățână, o somitate. Dar doctorul Octavian Căpățână am citit. Institut trebuie să vă spun ceva și așa. Despre căile nebătute. Am făcut lucrarea de licență pe calitate de subiect de drept a organizațiilor internaționale guvernamentale. Mi-a plăcut domeniul. Nu am publicat-o nicăieri, evident. La institut, în calitate de stagiar, trebuia să țin seminarii. Să particip la seminarii la 14 seminarii. Mi s-au fixat 7 la teoria dreptului pe care le-am putut să o suport. Eu vreau la civil, dar nu era cum vreau eu. De fapt, am fost întâi la sectorul de teorie și numai psihologia la mea m-a făcut și dragostea pentru dreptul internațional public, să trec după aceea la sectorul de drept internațional public. Și 7 revin și deci 7 la teorie și 7 la drept internațional public. Tradițional, primul seminar se ținea cu directorul adjunct al institutului, o somitate, dar un om foarte modest, Eugena Baraș. Și sigur, m-am pregătit. Și acest prim seminar era cu studiul lui Maurer, care a fost primul, Ion Gheorghe Maurer a fost primul director al institutului, Fundamentele dreptului, foarte interesant, dar el era un om de cultură germană și fraza era o frază germană cu predicatul la sfârșit, cu verbul la sfârșit, așa pe departe. Doar să fim vorbitoare și de limbă germană. Da, pentru că am fost la Sibiu. Dar în orice caz a fost foarte greu de citit. Și te duceai la acest examen cu șeful secției. Șeful secției era Edwin Glaser. Lucra la Ministerul de Externe. Și am intrat la seminar. Știam că se ocupă Baraș de un studiu pe care urma să-l publice în legătură cu calitatea de subiect de drept ce a făcut semnul la teza de licență. Și bineînțeles, cum te simți, nu știu ce, nu știu cum, discuțiile banale. Și ce preocupări ai? Zic, vai, profit de ocazie că dumneavoastră... Aveam și să vorbesc despre principiile de drept internațional public. Și spun, principiile sunt căi bătute. Dar dumneavoastră am înțeles că faceți un studiu. Pe mine mă interesează foarte mult. Că și eu am făcut licență, da? Și tot seminarul a fost invers. Eu i-am pus întrebări și el mi-a răspuns. Nu pot să cred. Pe cum așa a fost. Și să vedeți ce am spus ce am citit eu, dar aici mi se pare că e așa. El a spus, dar eu cred că e așa. Așa a fost discuția. După care a spus Eugena Baraș, dragă Edwin, șefului de secție, fata asta e fată deșteaptă, știe carte, nu trebuie să mai facă niciun seminar. Ieșim și el să uită, mi-a mai spus ceva, dar asta nu reproduc. Și zic, domnul Glaser, dumneavoastră aveți o anumită experiență. Eu am o experiență mult, incomparabil mai redusă, dar trebuie să fac 7 seminarii. Vă rog să-mi dați semnătura pe 7 procese verbale care am ținut pe toate. Doamne. N-a zis domnul Baraș că nu trebuie să mai facă, sunt deșteaptă, vă rog să-mi dați. Și mi-a semnat. După care m-am dus la cel care la momentul respectiv era șeful sectorului de teoria dreptului și secretarul de partid al institutului. Și am spus, domnule Rinț, a zis domnul Baraș că sunt deșteaptă, a zis că știu carte, i-am reprodus și că nu trebuie să mai fac niciun seminar. Domnul Glaser mi-a semnat 7 procese verbale. Vă rog să mi le semnați și dumneavoastră. Și n-a mai făcut niciun seminar când am făcut.
Deci trebuia să spun asta, nu? Caracter puternic și, vedeți, dumneavoastră, bineînțeles că știința de carte v-a ajutat fantastic de mult, dar sunt mulți oameni care, sunt oameni deștepți. România se poate mândri, dar dumneavoastră ați avut încă ceva în plus, acea putere convingătoare, acea tărie de caracter. Se pare că am avut această, poate că e o calitate. Eu asta, dumneavoastră puteți să-mi spuneți. Institutul trebuie să... Da. Eu am foarte multe lucruri de povestit. La institut am mai avut o experiență foarte interesantă. Foarte interesantă. Eu am fost la studii în străinătate, am făcut la Centrul European Universitar din Nancy un an de zile și m-am întors cu dragoste nesărmurită pentru dreptul comunităților europene, ilo tempore, așa mi-am făcut și teza. Asta e a doua dragoste, să zicem. Da. Sau cum? Da. Acolo mi-am făcut și teza de doctorat în acest domeniu. Și se ține de comunicări științifice la institut. Se țineau în biroul directorului, nu era un spațiu, era unde e acum Institutul de Magistratură la ultimul, da, acum s-a modificat, s-a modernizat. Da, da. La ultimul nivel era groaznic. Frig iarna, cald vara, nu vă puteți imagina. Și se țineau aceste sesiuni de comunicări în biroul directorului. O sală mică, mai joasă decât camera mea, neaerisită și eu cea mai mică, ultima, sala plină. Da. Pentru că erau foarte cotate aceste sesiuni de comunicări și veneau oamenii interesați de la diferite instituții din țară, din București. Da. Și aveam o comunicare, evident, pe probleme de drept al comunităților europene. Mi-am dat seama că dacă mă apucam să citesc, era o catastrofă. Și atunci am prezentat-o liber. Domnul Căpățână, nu știu dacă l-ai cunoscut vreodată. Nu, dar știu din spațiul public. Avea o figură emaciată, era foarte galben la față. Și de o modestie impresionantă. Eu am constatat, vorbind, că domnul Căpățână a devenit tot mai palid. Și m-am gândit că e vorba de atmosfera din sală. Da. N-am putut, evident, să mă opresc. Am spus ce am avut de spus. Cele mai multe întrebări, sigur la mine, pentru că era un domeniu foarte nou. Unul mi-a pus o întrebare greșită. Formularea întrebării. Dom'le, dumneavoastră sunteți interesat în cutare problemă, nu? Asta e întrebarea pe care o spuneți. Sau n-am înțeles eu. Asta era. Și discuția a fost foarte clară. Le-am spus și de unde pot să citească și... Eu am fost totdeauna foarte politicoasă. N-am țipat în viața mea la un student. N-am țipat în viața mea la un coleg. Deci... Dar așa, ați știut așa am tot fost, timpul să puneți... Da, așa am fost eu educată. Da. Dar nici n-am acceptat să mă calce cineva pe degetul cel mic. N-aveați cum. Și se termină această sesiune de comunicări și domnul Căpățână, eu mă îndrept către dânsul, el dânsul către mine și domnul Căpățână, v-a fost rău? Sunteți așa, ce, dacă n-am făcut astăzi infarct, nu mai fac niciodată, dar ce s-a întâmplat? Când am văzut că nu citiți, mi s-a făcut rău. Cum se poate domnul Căpățână, dar lumina proastă, eu nu văd bine, cum să citesc, cine mă mai ascultă? N-am știut că dumneavoastră vorbiți așa. Și mă rog, de aici începând, cred că nu mai întâlniți eram pe cea niciodată. Care vorbeam întotdeauna foarte bine, întotdeauna mai mult decât trebuie și n-am acceptat niciodată, nici mie să mi se facă o nedreptate. Da. Mi s-au făcut, bineînțeles, dar... Știu, toată lumea dar, și nici colegilor. Nici colegilor. Și imediat făceam gălăgie. Merg mai departe, doamna profesor, pentru că în 2004 dumneavoastră ați ajuns la Înalta Curte de Casație și Justiție, judecător. Și mi-a plăcut secția comercială, așa este. Și mi-a plăcut, am citit în documentarea mea pe care am făcut-o și spuneați dumneavoastră că v-a plăcut să faceți dreptate acolo unde dreptatea este strâmbă și, bineînțeles, vă referiți la hotărârile pe care le-ați examinat, fie că proveneau de la instanțe de fond, instanțe de apel, mă rog, soluții incorrecte. Mi-a plăcut foarte mult, am extras doar ideea. La Înalta Curte am avut colegi foarte buni. Da. Și oameni, din fericire, pregătiți. Da. Dar care se confruntau cu două probleme. Cum a fost? O problemă era... un grad de încărcare îngrozitor.
Intram în ședință la două săptămâni cu 120 de dosare. 120 de dosare. 120 de dosare să le parcurgi numai în ședință. Și cât de greu este comercialul. Și totul se citea. Da, da. Și mai apoi, faptul că ei s-au trezit făcând comercialul fără să aibă o pregătire prealabilă în comercial. O aveau toți, o făcuseră. Dar... Era la modul general. Da, probabil. Eu am avut în plus ceva. Șansă. Da. Am avut șansa să fiu arbitru de comerț exterior și noi am... A fost cel mai frumos titlu pe care l-am primit, acela de arbitru, că era... Selecția se făcea altfel. Atunci, acum parcă așa ușor... Da, da. Să fii arbitru pe aceeași listă cu profesorul Traian Ionașcu, cu Saveli Zilberstein. Deci știm de, hai să ne gândim, să facem un calcul, câți ani a fost arbitru. 74. Deci, stați că m-am născut în 73 și vă spun. 26 și cu 24. Ce frumos. Cât și, vârsta mea. Da. Sigur, s-a întâmplat să fiu mereu pe lista de arbitru. Da. Mai puțin cât am fost la Înalta Curte, că eram incompatibilă și am trecut pe lista de incompatibilă. Deci eu în această perioadă am aplicat codul comercial, care nu s-a abrogat la noi niciodată. Dacă în 1990 știa cineva drept comercial, erau arbitri de la Curtea de Arbitraj, pentru că ei îl aplicaseră. Eram 18 marcinați. Și mai erau, probabil, avocații foarte bătrâni. Fapt pentru care, în 1990, eu am lucrat la legea 31 a societăților comerciale. Da. Și am fost foarte mândră de timp. N-a fost o muncă ușoară, proiectul făcuse regretatul ca piel, un munte, un schelet cu puțină piele, dar un munte de carte. A fost o plăcere să lucrez cu dânsul. Și după aceea am participat și am fost și mei studenți erau în comisia respectivă și unul dintre ei a fost drăguț, a zis, dacă tot am greșit și am chemat-o pe doamna profesor, trebuie să o ascultăm, că altfel nu avem nicio șansă. Da. Și m-am ascultat ce a ieșit legea 31 în prima formă. Ați zis că lucrurile s-au modificat, da. A stat la Înalta Curte de Casație peste 6 ani. În jur de... Da, pentru da, că da, la da. 70 de ani m-am pensionat da. Și eu mi-am respectat statutul. Eu am intrat pe teoria mandatului la Înalta Curte pentru 6 ani. Și m-am gândit că multe lucruri se pot întâmpla, fapt pentru care am dar a fost un moment al vieții dumneavoastră de care vă aduceți aminte așa, mare plăcere. Mare plăcere. Cum a fost o activitate o radiografie, aș vrea să-mi faceți pe scurt, la ceea ce a fost și în egală măsură un sfat, dacă s-ar putea, pentru lumea justiției, atât pentru avocați. Vreau să vă ascult punctul de vedere, pentru că au pledat în fața dumneavoastră da. Foarte mulți colegi de-ai mei. Și profesori și avocați da, care, da. Și cu privire la judecători, iarăși mă interesează da, eu vreau să... să vă spun așa, că a doua chestiune da. Despre care v-am spus, una a fost aceasta cu calitatea de arbitru da. Și a doua chestiune a fost șansa de a fi fost profesor. De a fi fost mare profesor beneficiu. Atâția ani și la studenții economiști. De ce la studenții economiști? Pentru că studentul economist care avea dreptul ca disciplină secundară trebuia să știi să predai astfel încât el să înțeleagă cu foarte multe exemple, dar pentru asta trebuia să și citești foarte mult. Da. Și eu am citit de două ori. Am citit pentru că eram interesat, am citit pentru studenții mei și am citit și pentru colegii mei economici, pentru că trebuia să mă lupt cu ei în diferite împrejuri și trebuia să am argumente. Argumente, da. Faptul că m-am pregătit și m-am pregătit la zi m-a ajutat foarte mult, pentru că venind la Înalta Curte, eu n-am mai avut nevoie de timp pentru a pregăti din punct de vedere științific dosarul. Mi-amintesc de o colegă de-a mea de complet, o fată foarte bună, mi-a fost și doctorantă de altfel, care a venit fericită să-mi spună, doamnă, știți, am găsit despre centrala incidentelor de plăți. Și mi-a zis, de ce nu m-ai întrebat pe mine? Cum știți? De, măi, fată, eu sunt profesor universitar, cum să nu știu? Ar fi fost o rușine să mă întrebe un student să nu știu. Din moment ce s-au înființat, mă rog, așa a fost să fie. Deci asta m-a ajutat foarte mult. Și am putut să fac numai ceea ce am făcut cu riscul al timpului meu, pentru că mi-am păstrat activitatea de cadru didactic. Eu am lucrat în această perioadă de 6 ani
din 24 de ore, 20. Da. La propriu vă spun. Da, înțeleg. Știu. Și căram acasă, era voie și nu era voie, dosarele. Da. Și le citeam. Da. Și așa mi-am organizat eu viața. Citeam în cele două săptămâni. În prima săptămână îmi făceam toate hotărârile, că aveam 7, că aveam 17. Redactam absolut toate hotărârile și le dădeam la scris, că eu n-am știut niciodată să scriu pe calculator. Da. Și nici colegii mei nu erau atât de... Nu, erau mult mai mult mai știutoare, da, decât mine, dar oricum aveam, da, un sector care se ocupa de așa ceva. Și săptămâna următoare citeam dosarele pentru ședință. N-a existat o pagină pe care să nu-l citesc. Colegele mele aveau un avantaj față de mine, pentru că ele erau judecătoare de scaun. Da. Ele nu se uitau la citație, eu mă uitam și la adresa după citație. Da. N-am ratat nicio hârtiuță. Fapt pentru care n-am intrat niciodată cu dosarul necitit, foarte serios. Și mi-amintesc la un moment dat când au încercat niște avocați să mă tragă pe sfoară, să ne tragă pe sfoară. Dosarul nu era al meu, a ajuns la mine, așa s-a întâmplat. Și am întrebat civilizată dacă au ceva să-mi spună și n-au avut nimic de spus. Am zis foarte bine, atunci reclamantul ia o hârtie și scrie. Vreau eu să scriu. Pagina cu tare, pagina cu tare, pagina cu tare, pagina cu tare. Pârâ tu, pagina cu... tot așa. Deci n-au mai avut, ați... n-au mai avut nimic de zis, pentru că au crezut că pot să mă întreagă. Când ați citit și nu... Și am zis, dragii mei, mă rog, da, da. Deci... Cu toate că nu erați obligată să le răspundeți în vreun fel? Nu, niciun fel, dar s-a vrut ca să nu... Am vrut să fac dreptate. Da. Adică nu mi s-a întâmplat, poate că-i fi greșit vreodată, dar era... ne pronunțam toți trei. Da. Și mă trăgeau de mânecă. Dar... Nu, da, nu cred. Îmi place foarte mult felul nu dumneavoastră. Cred, de... Nu cred. Da, mă gândeam acum, doamna profesor, cât de, dacă ați fi mers și către partea sau latura penală... Nu, știu, în niciun caz. Eu știu că, da, n-a fost nu, acea... Nu, eu spun de ce. Iubire față de nu, latura asta. Nu, dar, de ce. Dar cred că ați fi fost am un făcut, un judecător. La un moment dat, penalul cu da. Profesorul Rupeanu. Și da. El nu mai este. Da. Care fusese procuror general. Nu știu, lucrați în procuratură. Cred că a fost procuror general. Da. În orice caz, el e cel care l-a acuzat pe Pătrășcan. Ah, da. Și nu mi-a plăcut cursul. A vrut să mă chină. Oare dacă asistent ați la fi avut... Nu cred. Nu? Nu cred. Ah, deci nu. Nu mă gândesc cât de... Logica cât de... nu era... Nu, în penal nu era logica atât de... Acceptată. Matematică. Civilul era exactă. Materia da, da. De bază. Și mi-a așa plăcut este. Activitatea internațională. Cât am putut, am și participat la diferite manifestări. Spuneți-mă, sigur. Doamna, cum trece timpul, de fapt a trecut trece. Așa repede. Dar dacă tot am venit aici la dumneavoastră, depășim puțin cadrul normal o să al emisiunii. Nu... Nu, trebuie să lăsăm tot, pentru că e, cum se spune, o emisiune de colecție. Așa sună bine. Da? Da. Chiar și vreau să-mi spuneți. De fapt, v-am întrebat și chiar mă interesează opinia dumneavoastră, cum este avocatul astăzi, cum este judecătorul astăzi și cum este justiția pe ansamblu. Și cum v-ați dori dumneavoastră să fie... Cât am fost eu judecător, o perioadă limitată, da. Judecător, da, un bun observator, da, da. Am întâlnit avocați foarte buni și avocați foarte slabi. Am întâlnit un avocat care venea de undeva, în zona Oradei, în orice caz... care era într-o acțiune în anulare, recursul la o acțiune în anulare, a unei hotărâri arbitrale, și care a zis că de ce pierdem vremea să discutăm o instituție comunistă? Oh. Eu l-am întrebat dacă în 1929, când România a ratificat una dintre convențiile materii și aduce aminte că România era comunistă, doamna judecător, nu o să știu toate convențiile. Nu știți toate convențiile. Atunci, și dacă aveți și dacă nu aveți în sală partenerul, vă rog să nu mai spuneți lucruri pe care nu le cunoașteți. Da. Pentru că dumneavoastră, în materia asta, nu știți nimic. Scurt. Mă rog. Dar îi lăsa să vorbească așa... Acum nu, când era cazul. Când era cazul, nu da. Nu puteai să-i lași să bată câmpii, sigur, pentru că aveai 120 sigur. De cauze. Da, 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 da. Numai să răsfoiești dosarele respective. Să le miști dintr-o parte într-alta, ci dura foarte mult. Da. Și
am avut în trei situații avocații foarte buni, mi-au schimbat opinia. Am intrat cu opinie și mi-am schimbat deci lămurit, da, mi-au relevat incredibil, o latură a dosarului care mie îmi scăpase. Da, da, da. Nu acte din dosar, care nu mi-au scăpat. Nu, nu, nu. O latură pe care nu o înțelesesem așa. Deci rolul avocatului este important să ajungă la... Să convingă instanța. Instanța, da, da, să lămurească. Dar pentru asta trebuie să știe carte. Da. Pentru asta avocatul trebuie să fie foarte bine pregătit și sunt foarte bine pregătiți cei mai mulți dintre ei. Dar am avut și catastrofe, să fim serioși. Oameni care fie că erau tineri, au intrat... erau mai în vârstă, n-a contat. Bine, în că general, e rușinos totuși nu, când vezi nu, un... Nu. În general era generația de mijloc. Nu erau foarte tineri, pentru că nu puteau să pledeze da, la înalta curte decât la momentul respectiv trebuia să aibă 8 ani. 8 ani, dar totuși e... Deci o nu vârstă... erau chiar foarte tineri. Erau și exoși mulți. Da. Dar, repet, veneau serios pregătiți și am auzit ulterior, nu știu dacă e adevărat sau nu, că nu le plăcea să fiu eu pe conducere, că ar fi trebuit să pregătească un pic în plus. Așa zic avocații. Da. Dar mi-a făcut plăcere să cunosc. Am avut avocați excepționali. Niște pledoarii extraordinare, fără să-ți mănânce timpul. Deci, la obiect. La obiect. Da. Foarte, foarte, foarte bun. După cum erau și unii care au crezut că merge. Eu sunt foarte mândră, spre exemplu, de o chestiune aberantă. De câte ori aud vorbindu-se despre cetatea Râșnovului. Ce drăguț. Da. Pentru că am avut o cauză cu cetatea Râșnovului, unde avocații Pârâtului, reclamantul aici era primăria. Era vorba de o asociere în participațiune ilotempore între primăria Râșnov și un exorc italian. Exorcul italian apărat de mare casă de avocatură, care a ajuns în al doilea ciclu la înalta curte, din păcate la mine. Din păcate pentru italian. Infericire. Pentru... Din păcate pentru italian, repet. Eu eram pe conducere. Fiind vorba de cetatea Râșnovului și văzând între altele că italianul a demolat o bucată ca să-și facă un garaj, sigur că am citit cu și mai mare atenție. Și am avut bucuria să pot să restitui cetatea primăriei. Da. Fiind absolut corectă. În patrimoniu, da. Da. Fiind absolut corectă. Da. Sigur că n-aș fi nimeni la chestia asta, sigur că n-a mai vorbit cu mine o perioadă, cel care era o persoană importantă, dar lui a trecut între timp. Cum s-au îmbinat? Este clar, atunci când decizi, trebuie să decizi în litera și spiritul legii. Da. Dar spiritul legii, câtă relevanță are pentru un judecător? Ar putea să fie pe picior de egalitate sau... Între litera legii și spiritul legii, nu. Asta vreau să știu. Dar litera legii nu o poți aplica decât dacă îi pătrunzi și spiritul. Pentru că, din păcate, procesul legislativ la noi, după, și nu e vorba de nostalgie sau ceva de genul ăsta, e vorba de necunoaștere. După 90 a suportat niște lucruri urâte. Urâte de ce? Ceea ce era valabil se adopta la ora 8, se modifica la ora 10 și se abroga la ora 12. Nimeni nu putea să stăpânească aceste legi, să zicem, sau acte normative și schimbate, poate și după interesul unora și altora. Se poate. Nu merg așa departe. Asta, da. Eu am pus-o numai pe seama neștiinței. Da. Neștiinței. Că un partid, o culoare politică ar fi vrut să fie ceva, era nesemnificativ pentru tine, judecător. Tu erai obligat să aplici legea. Dar pentru a o aplica, pentru a aplica litera legii, trebuia să știi și de ce s-a modificat, și cum s-a modificat, și de ce s-a abrogat, dacă deci s-a cum, abrogat, de ce, și... Da, pentru da, că nu puteai altfel să-ți dai seama foarte corect. De aceea erau rilurile, interesul legii. Era nevoie de ele, era nevoie de ele. Și ați invocat mai devreme această... Ați dat un exemplu unul din multitudinea de dosare. Dacă te gândești în profunzime, în adâncimea situației, de fapt, acel patrimoniu a fost salvat
A fost salvat pentru că dumneavoastră ați văzut mai mult. Nu, am vrut să văd. Am vrut să văd. Să vedeți, adică mi s-a părut că e o chestiune strigătoare. Eu sunt sinceră. Dacă n-ar fi fost garajul ăla nenorocit, poate că nu-l citeam cu lupa. Da. Dar l-am citit cu două lupe. Da. Și... da. Și pentru asta vă da, aici voiam să ajung, că ați salvat un patrimoniu de care se bucură o lume întreagă. Multe se puteau salva. Câte mai ales se poate... în procesul de privatizare. Da. Vedeți, au fost niște afaceri grozitoare. Afaceri în sensul rău. Câte se pot discuta pe latura aceasta, dar, dragi telespectatori, nici nu este nevoie ca să invoc anumite exemple sau doamna judecător, că nu nimeni nu vă poate lua și calitatea aceasta. Nu, și sunt mândrele. Da, da. Ne-ar povesti ore în șir și probabil am aflat foarte multe lucruri. Trecând și mergând din cauza timpului, facem așa un pas în mai departe și mă întorc puțin, iarăși mă întorc în viața dumneavoastră, să-i zic de poveste, îndrăznesc să spun asta, pentru că îmi place să repet de multe ori că suntem la o emisiune de poveste. Și pentru că cred că vreo 10 minute mai avem la dispoziție și cred că o să fiu un pic cu niște întrebări exacte, precise, dar aș vrea să mă mai întorc puțin la viața frumoasă de familie alături de domnul profesor, de soțul dumneavoastră. Ce vă amintiți așa? Nu știu, aș vrea să ne povestiți. Nu pot să-mi amintesc concedii, că n-am făcut niciodată. Nu pot să-mi amintesc plecări din serenitate, că n-am fost niciodată împreună. Păi asta mă gândeam acum, că ați învățat, ați muncit, ați muncit, toată ați viața muncit, muncit. Dar toată viața. Un moment așa... Nu. Am avut o viață foarte frumoasă de familie, pentru că ne-am iubit foarte mult nepoții și pe unde viața l-a obligat pe soțul meu să meargă și pe mine ca fiind soția lui obligatoriu. Nu că eram obligatorie ca soție, dar eram obligat fiind soție să-l însoțesc. Au venit nepoții și viața cu nepoții noștri a fost foarte frumoasă. Trebuie să știți că Pazalău, spre exemplu, noaptea sau când venea după teren, el se ducea cu copiii cu bicicleta prin oraș. Ce frumos! Bicicletele prin oraș. Multe, foarte multe amintiri foarte frumoase. Nu erau extraordinare, noi n-am avut palate, n-am stat în locuințe nemaipomenite, dar de unde am fost, am avut o viață de familie foarte frumoasă. Viața de familie însemnând părinții mei, mama lui, pentru că el a avut, părinții lui au divorțat când el avea câteva luni, și fratele meu cât a trăit. Ați învățat să trăiți după ce l-ați pierdut pe soțul dumneavoastră? Cum ați reușit să mergeți mai departe, doamna profesor? Am avut un necaz mare și un noroc mare. Un necaz că nu mai este el. Da. L-am pierdut când eu nu eram conștientă și eu n-am putut, fiind în spital, eu nu am putut să merg la mormântarea lui. Ultima mea amintire despre el este noaptea când mi-a vorbit extraordinar de duios, de auzit, am auzit, dar eu n-am putut să reacționez. Și când m-a sunat o doctoriță din același spital pe care o cunoșteam foarte bine și a încercat să-mi spună și eu am reușit să-i spun taci. Pentru că știam că a murit. Nu era nevoie să mai îmi spună. Modul în care am început, eu, cum să spun, mi-am revenit greu din comă și din anestezie și am avut două anestezii generale care m-au nenorocit, că nu atât actul operator și ăla a fost, dar aceste anestezii m-au nenorocit. Eu având un fond cardiac, faptul că n-am fost la... mi-am dat seama de mult, nu eram afectată intelectual, sau atât de afectată intelectual. N-am avut forță. Nevăzându-l în sicriu, nefiind la mormântare, în ultima perioadă, eu având deficiențe locomotorii, el fiind cel care se ducea după cumpărături, tot aștept să intre pe ușă și când trebuie sarci acum, dacă aud un zgomot ziua, pentru că venea cumpărături, zicea, iar mi-ai dat mult, am obosit.
iar mi-ai dat mult de cumpărat. E foarte greu. E foarte greu pentru că nu mai sunt în actualitate de când nu mai este el. El mergea în librării și îmi dădea telefonul și spunea: a apărut cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, ce te interesează? Ce frumos, da. Eu am fost operată de cataract, n-am văzut o perioadă. Tot ce era mic nu puteam citi. El îmi citea și venea și îmi citea pasaje. Uite, asta e interesant. Deci am avut o... Mă gândesc... O comuniune mai deosebită. Da. N-aș fi vrut să participe cineva peste zi la discuțiile noastre, pentru că erau niște certuri îngrozitoare. Certurile erau pe lege, pe instituție. Da. El, dacă avea ceva, mă întreba pe mine, prima, după care începea să sune la toate cunoștințele din domeniul respectiv. Eu țipam: dacă m-ai întrebat, de ce m-ai întrebat? Și dacă final... te mai duci și la... Nu. Să știm ce spun toți. Da, dar și în final, probabil, ce spuneați dumneavoastră... Aia așa era. Se întâmpla, pentru că... Da. Cred că este o regulă, doamna profesor, în, moment, în casele în care există două minți strălucite, să existe acea dezbatere, totdeauna, o dezbatere și pe este soluția cuvânt. Cea mai bună. Pe fiecare cuvânt. Cunosc sigur, în acesta. Ultima perioadă, el nu s-a ocupat niciodată de redactare, de hotărâri, de... Asta e altceva. Erau prea stereotipe. A fost atât de îndrăgostit de dreptul muncii, că numai dreptul muncii a existat. Eu m-am îndrăgostit de dreptul comerțului internațional, care presupunea civil, comercial, internațional public, internațional privat, dreptul transporturilor, dreptul bancar, proprietatea intelectuală, proprietatea industrială, concurență și alte lucruri. Și alte lucruri. Știți, mă gândeam în timp ce nominalizați toate aceste laturi ale dreptului, deci a existat dragoste pentru știința dreptului, dar cum a fost dragostea între doi oameni de știință care au rezistat, sau care este rețeta ca să reziști 55 de ani așa, cu o legătură profundă, ce ați povestit dumneavoastră, dragi telespectatori. Nu știu cât de mult, nu știu cât de mult telespectatorii noștri simt, eu sunt aproape de dumneavoastră și de multe ori mi s-a făcut pielea de găină așa din tot ce povestiți. Cum poate să reziste o căsnicie astfel încât cel de lângă tine să-ți citească, să facă efectiv lucruri pe care nu toți bărbații le fac pentru soțiile. Dar noi am fost soțiile. Extrem de legați, pentru că oare o fi tot și se vorbește. Pentru că ați fost din, v-ați cunoscut din, că din facultate. Cunoscut. Alte... Că ne-am cunoscut din facultate, le-am cunoscut și cu bine și cu rău. Da. Că nu am avut... altă rațiune a căsătoriei decât foarte sentimentele noastre. Da. Că am vrut să reușim în viață și nu puteai să reușești atunci decât prin munca ta. Nu am profitat în niciun fel, în ceea ce mă privește, nici cu el cu atât mai puțin, de situația socială de la un moment, poziția socială mai bine zis, de la un moment dat a soțului meu, așa ca să ne amuzăm. În catedra de drept de la ASE, atunci era catedra, nu era departament, era un profesor care se numea Dinu Ștefănescu. Când eu am ajuns la ASE, era o ședință mare, stăteam într-un amfiteatru, Dinu Ștefănescu era în fața mea, singurul om care mă cunoștea era în spate și era, fusese asistent la sport, la universitate. Lângă mine o doamnă. Să facem cunoștință, zicea: încearcă cel din spate să spună doamna Ștefănescu, soția, și zic: lui Ștefănescu. A fost convinsă că sunt soția lui Dinu Ștefănescu. Dinu Ștefănescu primea pile pentru mine, eu primeam pile pentru soțul meu, Dinu Ștefănescu. Deci nu s-a știut, eu niciodată nu am spus. Da. Și în orice caz, un nume Brândușa, e un nume mai puțin cunoscut, toată lumea știa de Brândușa. În încheiere aș vrea să vă întreb, doamna profesor, sau să ne dați o formulă pentru sensul vieții. O formulă pentru sensul vieții? Da. Formule numai în matematică există. Și în medicină există numai protocoale. Nu cred că pot să vă dau o formulă. Pot să sugerez ca viața să reprezinte, mă gândesc la coluptei viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu
dor să lupți pentru ceea ce îți dorești în viață, să fii corect, să muncești foarte mult și să nu crezi că banul e cel mai important. Este necesar, mai ales în epoca actuală, dar nu e cel mai important. Importante sunt sentimentele curate, importantă este educația, importantă e prietenia și poate că și soțul meu și eu am fost bolnav de muncă, noi am muncit toată viața. Și eu mai muncesc și acum. Asta mă ține foarte mult. Faptul că am reușit să am niște dosarele ale părțile la arbitraj m-a ajutat extraordinar de mult pentru că m-a obligat să-mi reiau logica gândirii și să pe un făgaș care mi-era mai apropiat. N-am putut, că tot am discutat despre necazuri, n-am putut să citesc nicio carte de beletristică pentru că îmi fugea gândul tot acolo. Adică la soțul meu. Pe când dosarul te obligă fiecare hârtiuță, dacă e serios. Da. Și fiecare articol de lege, iar legile au fost foarte bogate și sunt în continuare. Și dacă nu sunt ale noastre, sunt regulamentele sau actele legislative ale Uniunii Europene, pe care noi le transpunem prost, că le traducem și mai prost și așa mai departe. Aveți vreun regret? Regret. Am avut la un moment dat regretul că n-am copii, pe care l-am abandonat în momentul în care fratele meu a avut 3 copii, pe care i-am crescut ca pe copiii mei și bucuria mare este că și ei mă consideră la fel. Mama. Deci eu în aceste momente grele n-am avut nimic de suferit, că au fost ei. Iar dacă nu erau ei, soțul meu rămânea neîngropat. Că noi n-avem alte rude. O singură întrebare totuși mai am. Dacă ar fi să trageți o linie și să faceți o radiografie a femeii Brândușa Ștefănescu, ce ați putea să spuneți? Că n-a prea fost femeie. Și mi-aduc aminte de momentul cu tremurul din 77, când se punea problema ca la un cămin studențesc unde sunt să meargă cineva și s-a zis că nu se poate duce, că e femeie, te duci tu. Zic, dar eu, ați auzit că am făcut o operație, ceva? Ah, dar cine ți-ar îndrăzni să spună ție ceva? N-am prea fost femeie. Adevărul e că n-am prea fost femeie. N-am avut înclinații deosebite nici pentru a fi în ton cu moda. În viața mea nu m-am machiat. Am decepționat pe cineva care mi-a cerut odată ruj, pudră, oglindă și a fost decepționată că nu găsește în geanta mea. Am zis că ia geanta și caută. Nu e bine cum am ce am făcut eu, dar așa a fost să fie. Dar sunteți omul care a obținut în viață ceea ce nu foarte multe persoane obțin. Da, hai să zic că am dobândit. Pentru că am muncit pentru fiecare lucru. Nu am avut niciodată nimic nemuncit. Discuții, paradiscuții, să vină în casă, să vadă. Eu nu am în casa mea decât lucruri de la părinții mei, sau lucruri pe care le-am făcut împreună cu soțul meu, sau cadouri pe care le-am primit de la rudele mele stricte. Da? Da. Nu, nici măcar veri îndepărtați. Așa că... Deci, trecând o linie, doamna profesor, în câteva vorbe, ce puteți să spuneți ca și, să zice, poate dumneavoastră ați putea să ziceți, da, de ce să vorbesc eu despre mine, vorbiți voi despre mine. Dar... eu insist și vă întreb în final, cum vă puteți dumneavoastră acum caracteriza în câteva idei, în câteva vorbe? Ca un om care n-a făcut rău cu bună știință niciodată, inclusiv studenților, care și-a tratat studenții ca parteneri, nu ca și colegii la fel, eu n-am cunoscut oameni inferiori și superiori. Eu am considerat că toți sunt oameni. Părinții mei au primit în casă, așa s-a întâmplat. Trebuia să vină ministrul învățământului de atunci
Și a venit întâi șoferul și au primit șoferul la fel de frumos ca pe ministru, pentru că nu s-a făcut niciodată diferență. Tatăl meu a avut ordonanță și n-aveam voie, ce spunea, era lege pentru mine copil. N-am avut portărese sau femei de serviciu la Academia de Studii Economice sau numai profesor universitar. Pentru mine toți au fost egali. La un moment dat am fost șocată când s-a adresat o colegă într-un mod mai puțin elegant unui grefier și unui arhivar. Când pe mine grefierii și arhivarii m-au ajutat să găsesc un dosar nenorocit din dosarul FNI-ului. Oh. Era o cameră plină de dosare. Da, da. Și tot aminte din justiție. Da, da. A scris un reclamant în patru culori la imprimantă. Să citești ceva în patru culori e ceva de groaznic. Da. Și când a făcut recursul, a atacat și o încheiere. E încheierea, fără să spună volum. Da. Și erau 385 de volume, o cameră plină. Da, da, da. Și volume din astea plimbate peste tot. Da. Pe mine ei m-au ajutat și niciodată n-am putut desconsidera un om. Pentru că l-am considerat totdeauna egalul meu. Că eu am avut șansa să fiu profesor universitar și el nu. Fiecare are evoluție proprie. Deci asta aș putea să spun că este o chestiune. Cred că n-am fost încrezută. Nici acum nu sunt. N-am devenit între timp, că n-am mai avut de ce. Cam asta este povestea unei femei care a spus foarte puțin din ceea ce a trăit, pentru că eu am trăit mult. Adică 80 de ani, dar am trăit în epoci diferite și să vă faceți socoteala că eu am prins războiul. Eram copil, tata era pe front și am amintiri dure din război. Și când s-a întors pe front și când era pe front. Adică mi-aduc aminte, aveam 3 ani jumate. Tot am zis că vă spun asta. De ce nu iubesc pe americani? Așa. Uite. Nu iubesc pe americani. De la vârsta de 3 ani jumate. Deci toată lumea în jurul nostru. Vin americani, să vină americani, așteptăm americani. Da. Unchii mei, mătușile mele, americani. Eu nu i-am iubit pe americani, pentru că eram la Pitești și americanii au bombardat Piteștiu. Și am văzut și în momentul în care am un coșmar, îmi revine această fotografie, o fată tânără, căreia schijele i-au scos ochii și curgeau luminile ochilor pe față. A fost cumplit. Absolut cumplită imaginea. Și de ce nu iubesc pe ruși? Dar asta vreau să precizez. Și aveați numai 3 ani. 3 ani jumătate. Atunci, 3 ani și jumătate. Și v-a marcat. Da, din păcate am... Da. Sau din fericire am o memorie mai ciudată. Da. Și pe ruși... Mi-aduc aminte și de la 1 an jumătate. Ca să fim liniștiți. Da, sigur, sunt lucruri care m-au șocat. Da. La 1 an jumătate l-am văzut pe un unghi al meu pe care îl adoram, care stătea să moară. Și l-am văzut pe fereastră. Aceea. Deci imaginea aia, am pot să spun, să descriu și cuvertura care era pe pat. Înțeleg, da, mă rog. Înțeleg. Și pe ruși, de ce nu iubiți? Și de ce nu iubesc pe ruși? Tot eram la Pitești, ne-a bombardat casa și am fost refugiați la Izvorani. Acum sunt fabricile astea de mașini. Unde fusese încartiruită și școala de artilerie de la... Ești. Da. Au intrat rușii, mama mea era foarte frumoasă, repet, și ne-am întors de la Izvorani la Pitești. Într-o căruță cu coviltir, la fundul căruței era mama cu mine, deasupra o rogojină, pe rogojină bunica mea paternă cu o soră de mamei mele, o altă rogojină și deasupra un ostaș. Care chipurile era bolnav de holeră. Da. Rușilor le era foarte frică de boală. Și tatăl meu, ținând calul de dârlogi și mergând către Pitești, ei mergând către Izvorani. Și spunând boală, boală, boală,
nu s-au mai apropiat de noi. Și așa ți-a scăpat. N-aveai voie să respiri și n-aveai voie să vorbești că te aud rușii. Da. Deci copilul este marcat. Ai, după aia am mai avut eu tot felul de alte da, de nu, dar astea chiar sunt amintiri. Dar nu mi-am corectat părerile, nici unele, nici altele. Ați scris o carte, doamna profesor, pe latura aceasta. A scris atâtea cărți, eu mai vorbeam înainte emisiunii, pe latura aceasta. Nu v-ați gândit niciodată să vă scrieți povestea nu, de pentru viață că într-o formă? Nu, nu interesează pe nimeni. Hai să fim serioși. Nu mă interesează pe nimeni. Eu aș fi bucuroasă să... Nu m-a lăsat domnul Căpățână să refac tratatul de drept al comerțului internațional. Dacă mi-aș reveni cu mâna dreaptă și aș... Da, dar da. Mai mult ca sigur că nu. Aș reface în condițiile actuale tratatul. Dar eu mă bucur... Poveștile astea nu sunt interesante. Da, dar eu mă bucur că eu am avut șansa, că acum pot să spun că este o șansă, să să vă iau un interviu. O să ajung crezută, ci nu e bine. Un interviu care va rămâne în colecția noastră și pentru noi contează. Cei care, telespectatorii noștri, cei care vor privi, vor asculta, vor interacționa cu doamna profesor universitar Brândușa Ștefănescu. Vă spun de pe acum că veți fi mult mai bogați din punct de vedere al poveștii de viață. Să dau judecătorilor? Da. Da, sigur. Să învețe mai mult. Să citească mai mult. Să nu creadă că nenorocirea justiției noastre, o să râdeți, este inamovibilitatea. Da. Și cucerirea cea mai mare este inamovibilitatea. Dar judecătorul de la judecătorie și, din păcate, și la tribunalul unii. Cred că această inamovibilitate îi face să nu mai citească. Ești inamovibil, dar trebuie să-ți respecti condiția de judecător. Pentru a face dreptate, trebuie să cunoști și legea, dar trebuie să pătrunzi spiritul legii. Și spiritul legii te trimite la carte. Și din fericire, după apariția noilor coduri, cu care nu sunt de acord. Adică nu sunt de acord cu abrogarea codului comercial, pentru că s-a păstrat partea privind transportul maritim, nici acum n-a apărut codul maritim și nu o să apară. Mai bine rămânea codul comercial. Putea fi modificat. Da, mă rog, așa s-a optat, asta este. Și acum se lovesc mereu de greșelile care sunt raportate la situația reală a... Poate se vor îndrepta lucrurile, cumva, da, Dumnezeu, sper. Ar trebui ca să vină... S-a desființat acum foarte recent, ca să vedeți că sunt în actualitate totuși. Secția. Sigiu. Da. Mare greșeală. Pentru că era un element, era o garanție a independenței judecătorului. Da. Și mai era ceva. Nu-și mai permitea nimenea să te amenințe pe tine, judecător, cu eventualitatea unui dosar penal, numai ca să dai o anumită soluție. Și vor veni penal. O să ajungă la concluzia asta. Da. Nu dosarul penal. Da. În penal a fost asta. Da. În privat mai puțin, că nu se prea pătrunde așa ușor privatul. Acolo trebuie chiar să citești carte. Deci, i-aș îndrepta către a citi foarte mult. Și a citi doctrină foarte mult. Nu poți să faci față. Dacă ești tânăr acum, ai timpul necesar. Poți să citești, poți să-ți completezi lacunele. Da. Sigur, sunt multe lucruri de spus. Asta ar însemna zi de zi, să nu pierzi tot timpul, trebuie să te pregătești. Să fii tot timpul în actualitate, să urmărești legea. Să urmărești dinamica legii. Și către telespectatori, cei care ne privesc acum, pentru că cred că a venit momentul ca și noi, cetățenii, oamenii, să știe că au nevoie de educație juridică. Da. Minimul necesar, pentru că altfel, eu nu știu, mă gândesc așa, doamna judecător, plecând de la Constituția pe care dumneavoastră ați invocat-o, dar nu la nivel juridic de statut înalt. Înainte de 89, că tot... Da, așa în două minute Exista o carte... Da. Care se preda în licee. În 5 culele generale a fost. Și avea autor, între altele, pe Nicu Popa, care a fost președintele Curții Constituționale, care a fost președintele în alte curți, care este un jurist de marcă. Știu. Și m-am raportat la el pentru că era unul dintre acești autori. Da. Care avea în vedere Constituția, în primul rând. Sigur, acea Constituție.
dar erau cunoștințe juridice. După 90, imediat, s-au editat pentru ce manuale. Am da. Participat și eu la redactarea acestor manuale. Vă referiți probabil la cultura civică, parcă civică, se numește. Da, da, da. Da. S-au redactat asemenea da. Manuale, tocmai ca să vină în sprijinul elevilor pentru a le pune la dispoziție mecanismul de înțelegere a unei instituții. Da. Nu era vorba de a deveni imediat, că nu era școală muncitorească, la tempore, ci să îi îndrepte către a înțelege mai bine... Noțiuni de bază. Să fim noțiunile de bază, dar care să îi îndrepte în a înțelege legea, legea. Pentru că și da, ei, da. În liceu sau ulterior, să o confruntau cu asemenea chestiuni. S-a renunțat, bineînțeles, cum s-a renunțat la multe lucruri bune, din păcate. Nu, să nu fiu acuzată de nostalgie, că nu sunt nostalgică. Nu, 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 dar ca să-ți cunoști drepturile și obligațiile, trebuie să da. Dorești, să, tu să-ți dorești lucrurile. Și aș mai, pentru că n-am da. Terminat de spus, da. Aș mai merge pe specializarea secțiilor așa. În continuare. Da. Domnule, desființarea secției comerciale la Înalta Curte, dar și numai la Înalta Curte, și secția civilă 1, civilă 2, știți ce greu s-a învățat dreptul comercial de către judecători? Pentru că nu toți au predat dreptul comercial ca mine. Da. Au făcut un efort mare să arunci la gunoi această specializare, pregătire, această pregătire, mare prostie. Dar nu știu de ce s-a mai mult, asta. Când noi am ratificat tratatul de aderare la Uniunea, Comunitățile Europene da. Inițial, Uniunea Europeană mai apoi, noi am venit cu îndeplinirea obiectivului de specializare a secțiilor. Da. Și am renunțat. Și am renunțat. De ce? Oare numai tribunalele pentru minori? Nici alea nu le-am văzut. Nici alea, unul da. Singur este... Eu da. De ce? Care... Numai tribunalele da. Pentru da. Minori sunt importante. Da. Că și așa ne batem. Da. Joc de minori. Dureros. Da. Doamna profesor, vă mulțumesc mult că... Eu vă mulțumesc ați dat curs invitației noastre și astăzi ne aflăm aici în casa dumneavoastră și am avut, așa cum am spus și tot așa o să spun și acum, șansa să vă iau un interviu. Vă mulțumesc eu foarte mult. Vă mulțumesc pentru că am creat iluzia utilității. Vă mulțumesc că existați. Oh, asta, în primul rând. Sună foarte frumos și încurajator. Poate nu mai îmi spuneți, că poate ajungă un crezut și nu mai îmi folosește. Vă mulțumesc din suflet. Când n-am folosit, n-am fost așa. Eu vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Mulțumesc. Chiar mi-a făcut mare plăcere să vă cunosc și să-mi amintesc și eu tot felul de întâmplări ale vieții, iar eu să rămân cum așa am făcut de fiecare dată, omul care a învățat foarte multe lucruri de la fiecare om cu care a interacționat, mai ales în aceste interviuri pe care eu le iubesc foarte mult. Sunt și foarte reușite ca să vorbim despre aceste interviuri, am mai văzut și unele. Și chestiunea cu învățatul, de la fiecare învățăm câte ceva. Da. Trebuie să folosim prilejul. Totdeauna avem de învățat, de la oricine, de la ultim om. Da. Da. În ierarhia socială tot ai de învățat ceva.